Bine v-am găsit! Vremea se va menține deosebit de rece astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Iar în celelalte zone, temperaturile se vor apropia ușor de valorile specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua pe arii extinse în regiunile intracarpatice și doar trecător și pe alocuri în rest. Iar în zona montană înaltă vor fi condiții pentru lapoviță și ninsoare. Cu toate acestea, în partea de sud și de sud-est se anunță vreme ceva mai bună, pentru că în anumite intervale ne vom bucura de prezența soarelui. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și pe arii restrânse în restul teritoriului, iar temperaturile maxime se vor încadra între 10 grade în Maramureș și 25 de grade în sudul Munteniei. La munte, temperaturile maxime nu vor mai trece de 11 grade, iar în Ceahlău va fi cel mai frig și se vor înregistra 3 grade. Cerul va fi mai mult acoperit de nori și va ploua, la altitudini de peste 1600 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări temporare, în special pe creste. La mare, vremea va fi relativ normală termic pentru această dată și destul de plăcută ca aspect, pentru că sunt anunțate și momente însorite. Norii își vor mai face apariția mai mult noaptea, când trecător s-ar putea să fie condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele se vor situa între 20 și 22 de grade. Apa mării va avea o temperatură de 19 grade. În capitală astăzi vom avea parte de vreme în general frumoasă. Ne vom bucura de prezența soarelui, iar vântul se va domoli și va sufla slab și moderat. Valorile termice nu se vor modifica, astfel că maxima se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție! O zi cât mai frumoasă să aveți!